Bună ziua! Mergem, da? Bună ziua, stimați cetățeni! După cum am anunțat anterior, fracțiunea PAS va merge astăzi la Curtea Constituțională pentru a ruga Curtea să expună cu privire la dreptul cetățenilor de a primi un salariu minim cel puțin egal cu minimul de existență. Solicităm în alte curți să stabilească dacă este constituțional ca oamenii să primească astăzi salarii care să nu le ajungă nici măcar pentru necesitățile lor de bază, pentru hrană, pentru îmbrăcăminte, pentru alimentație sau pentru îngrijiri medicale. Facem acest pas pentru că sunt mii de oameni în această țară care muncesc și primesc un salariu minim mai mic decât minimul de existență. Majoritatea dintre ei muncesc la stat și fac munci esențiale în calitate de bucătari, muncitori, șoferi, îngrijitori de încăperi și încasează salarii nete mai mici de 2.235 de lei. O oră de muncă a acestor oameni este remunerată astăzi cu mai puțin de 12 lei, cu regret. Și asta se întâmplă, după cum ziceam, în special în raport cu angajații de la stat, unde statul formal dispune de toate posibilitățile de a interveni. Dar statul astăzi alege să nu le garanteze nici măcar propriilor angajați un salariu care să le ajungă să-și satisfacă necesitățile elementare, ne mai vorbim deja de necesitățile familiilor lor. 2002 lei net pe lună, atât costă munca acestor oameni în opinia statului Republica Moldova. Adevărul este că nici în sectorul privat lucrurile nu stau cu mult mai bine. Salariul minim net aici este în jur de 2600 de lei pentru anul 2021, bani care în mod evident nu ajung pentru un trai decent și pentru a-ți întreține o familie. Noi mergem la Curtea Constituțională pentru că considerăm că dreptul la un salariu minim și la un trai decent, garantat prin articolul 43 și 47 din Constituție, nu sunt drepturi declarative, ori promisiuni viitoare, dar obligații imediate pe care le are statul Republica Moldova, atât pornind de la textul Constituției, cât și prin prisma obligațiilor internaționale. Este adevărat că drepturile economice, pentru juriștii de rândul dumneavoastră, sunt diferite decât drepturile politice și statul de regulă are o obligație progresivă de a realiza, dar pornind de la opinia Comitetului ONU pentru drepturi economice, sociale și culturale, considerăm că există un coș minim, un nucleu minim de drepturi care trebuie asigurat de stat, indiferent de capacitățile economice din moment. Este adevărat că drepturile economice, sociale și culturale sunt, prin natura lor, supuse unei realizări progresive, adică realizarea deplină a acestor drepturi poate fi atinsă gradual, fiind condiționată în particular de disponibilitatea resurselor. Dar Comitetul ONU, privind drepturile economice, sociale și culturale, a atras atenția în repetate rânduri că acest fapt nu poate fi interpretat ca golind obligațiile statului în privința acestei categorii de drepturi de orice conținut. Comitetul explică că realizarea progresivă a acestor drepturi, a dreptului la salariu minim, a dreptului la protecție socială, nu absolvă statele de anumite obligații cu efect imediat, cum ar fi obligația de a nu admite discriminarea în asigurarea acestor drepturi sau obligația de a asigura un nucleu minim a drepturilor enumerate în pact. Admiterea unei asemenea ipoteze ar goli de conținut prevederile pactului și l-ar face redundant. Cu alte cuvinte, într-un limbaj mai simplu, argumentarea că nu sunt bani nu ține. Pentru că când vorbim despre Constituție și când vorbim despre Pactul Internațional pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale, despre interpretarea acestora este foarte clar că există un nucleu minim de drepturi care trebuie asigurate, iar justificarea imposibilității de a face acest lucru prin motive economice nu ține. Dincolo de asta, statul Republica Moldova s-a obligat să facă toate eforturile posibile pentru a garanta aceste drepturi și în cazul în care va veni la Curtea Constituțională și va încerca să ne spună că nu sunt bani, îi vom întreba cum de s-au găsit bani pentru tot felul de alte cheltuieli neesențiale, în loc să se aloce bani pentru majorarea salariului minim în sectorul bugetar.
S-ar putea să vă întrebați care este un salariu minim net pe care noi îl considerăm just, pornind de la minimul de existență pentru anul 2021 și pornind de la faptul că orice stat, în mod normal, ar trebui să-și dorească ca familiile din Republica Moldova să aibă cel puțin 2 copii, pentru ca să nu dispărăm ca țară, pentru ca numărul populației să nu intre în declin. Asta înseamnă că o familie astăzi cu 2 copii ar trebui să aibă un salariu net cel puțin egal cu 8.500 de lei. Respectiv, un cetățean apt de muncă a Republicii Moldova, pentru ca să-și poată întemeia o familie și crește, copiii ar avea nevoie de cel puțin 4.000-4.200 de lei net. Asta este ceea ce, în mod normal, ar trebui să fie garantat de către un stat responsabil, căruia îi pasă de viitorul acestei societăți. Primul pas pe care îl facem, mergem la Curtea Constituțională, să vedem dacă, din punct de vedere constituțional, putem construi acest argument și dacă Curtea ne dă dreptate. Și indiferent de decizia Curții Constituționale, vom veni și cu un proiect de lege care să modifice salariul minim în Republica Moldova, modul de calcul acestuia și să facă ordine în acest domeniu, pentru că astăzi avem o hotărâre de guvern din 2014 care îl setează la 1.000 de lei, avem hotărâri de guvern separate pentru sectorul bugetar și pentru sectorul real. Este un haos și o dezorganizare în acest domeniu care noi o să venim să o clarificăm. Fiți cu ochii pe noi, fiți cu ochii pe Curtea Constituțională și cu proiectul de lege cu care urmează să venim inclusiv în următoarea perioadă. Vă mulțumim!